care respiră această roadă a Duhului, bucuria, dacă ei pleacă schimbați lângă tine, tu să te gândești dacă chiar tu știi ce înseamnă bucuria, pentru că bucuria ta poate fi speranța lor. Bucuria ta poate fi un pas înainte pentru ei. Bucuria ta poate fi un ajutor potrivit în vremuri grele pentru ei. În limba ebraică, bucuria înseamnă a sări. Pe lângă manifestarea asta fizică a bucuriei, bucuria înseamnă, și mi-a plăcut foarte mult, înseamnă a străluci, a lumina. Repet, bucuria nu înseamnă zâmbet neapărat. Bucuria înseamnă tărie, înseamnă putere. Dacă mi-a plăcut foarte mult asocierea asta sau exemplul acesta, ca și creștin, nu te schimbi, circunstanțele n-ar trebui să-ți afecteze sau să te facă să pierzi bucuria. Pentru că bucuria face parte din structura ta ca și creștin, ca și copil al lui Dumnezeu. Dacă mâine, de exemplu, ai avea un accident de mașină, și tu ești brunet, mâine devii blond, dacă mâine ai un accident de mașină și ai ochi albaștri, mâine devii verzi din cauza accidentului? Nu! Ochii verzi și faptul că ești brunet fac parte din structura ta fizică. El nu se schimbă. Circumstanțele, indiferent care ar fi ele, nu schimbă aspectul tău fizic. Tu așa ești, brunet cu ochii negri, punct. Bucuria din viața unui creștin rămâne aceeași. Care sunt totuși lucrurile bune care se întâmplă atunci când bucuria are loc în viața noastră? Țineți minte acest pahar? Da? E seara. Și cam așa arată paharul nostru. Și putem alege dacă rămâne așa sau nu. Putem alege să-l vărsăm sau putem alege să-l transformăm. De multe ori nu putem vărsa, dar putem transforma. Și a doua zi dimineață când ne trezim, paharul poate arăta așa sau poate arăta așa. Ca să se întâmple asta, să rămână așa, ar trebui să ne rugăm să dorim dacă acea bucurie despre care vorbim și despre care credem că este o roadă sau o manifestare a Duhului Sfânt care există în noi, dar chiar există în noi. Și atunci când ne rugăm și accesăm acea bucurie, lucrurile se schimbă. Și ne rugăm și credem. Și credem că bucuria lui Hristos, care există în noi, transformă, schimbă, iar circumstanțele nu modifică bucuria noastră. Da? Și are dimineață. De multe ori ne gândim la bucurie și o încadrăm într-un timp și un spațiu. Și credem că trebuie să o accesăm. Dar Biblia ne spune că în Nemia mi s-a scris: bucuria Domnului e tăria noastră. Când învățăm să ne bucurăm de ceea ce este Dumnezeu, devenim puternici, devenim încrezători. Și indiferent care vor fi circumstanțele, bucuria noastră rămâne aceeași. Chiar dacă ne îmbolnăvim, chiar dacă ne lovim mașina, chiar dacă ne-am părăsit, chiar dacă am dat faliment, chiar dacă,
schimbă nimica. Aparent pare că ne-am pierdut zâmbetul, că lucrurile rămân la fel. De ce? Pentru că ce este în noi, e mai tare decât ce este în noi. Pentru că ce este în noi e mai tare decât circunstanțele care ne aflăm. Și tocmai prin asta trebuie să ne diferențiem. Tocmai prin asta trebuie să vadă lumea că suntem altfel și nu facem parte din lumea aceasta. Fără bucurie nu există libertate reală. Fără bucurie nu există smerenie adevărată. Nu există rugăciune profundă. Bucuria este temelia libertății noastre. Iar fără ea, nu avem putere. Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă. Repet. Oamenii din lume nu înțeleg bucuria creștinilor care suferă. După cum nici o broască dintr-o fântână nu înțelege cum este sau ce este un ocean. Vreau să vă citesc ceva, din mărturisirea unui om care a explicat dintr-o circunstanță care personal nu cred că aș fi rezistat. Dintr-o circunstanță cruntă, criminală aproape, spune. A explicat ce înseamnă bucuria pentru el. Și modul în care el exprima bucuria a lăsat o aprintă adâncă în oamenii din jurul lui. Nu doar atunci și acolo, în momentul când a trăit, ci și astăzi oamenii îl pomenesc. Cred că cu toții ați auzit de Richard von Brandt și aș ști despre el. Este un paragraf care personal mi-a plăcut foarte mult. Și e parcă rupt din lumea noastră, parcă e greu să aplici o astfel de atitudine și o astfel de manifestare în lumea de astăzi. Când mă gândesc la circunstanțele mele și la lucrurile care îmi schimbă starea de bine, le consider gunoi pe lângă lucrurile care i se întâmplau acestui om fiind încarcerat, nu doar încarcerat, fiind bătut, fiind umilit efectiv, fiind dus în pragul agoniei din cauza suferințelor și a bătăilor care le-a purtat. Sosirea supei în celulă era precedată de un respingător miros de grăsime. Foi de varză putredă și bucăți nespălate de nu știu când, ce pluteau într-o spumă. Dar trebuia să mănânc, așa că mi-am golit farfuria. Cum te-ați putut, întreba Hogea? Hogea fiind un camarad de celulă. Cum te-ați putut? Mie mi s-a întors stomacul pe dos. Iar Fumbrant răspunde, este un secret creștin. În timp ce mănânc, lături, mă gândesc la Pavel, care spune, bucurați-vă cu cei care se bucură. Și când zic asta, spunea Vomrant, îmi amintesc de prieteni din America. Acum, ei mănâncă pui fript. Iar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu împreună cu ei, înghițind prima gură de lături. După asta, mă bucur de prietenii mei din Anglia, care acum probabil că mănâncă friptură de vacă. Și mai bine, mă bucur cu cei care mă bucur cu cei ce se bucură. Și astfel eu rămân în viață. Hogea mai avea o întrebare, camaradului mai avea o întrebare. Și i-a spus, ești foarte liniștit atunci când dormi. Când toți ceilalți se zvârcolesc lângă tine și sunt foarte
gălăgioși, noaptea, totul foarte liniștit. De ce? Te ajută cumva acest prieten al tău, Sfântul Pavel? Iar Vumbra răspunde. Da. Pentru că mă bucur cu cei din vest, gândindu-mă la casele lor confortabile și la cărțile pe care le au, la vacanțele pe care le pot plănui, la muzica pe care o ascultă, la dragostea pe care o poartă soțiilor sau copiilor lor. Și mă reamintesc a doua parte a